Psihologii și sociologii apreciază că ultima campanie electorală, cea destinată alegerilor locale din 5 iunie, a fost una cu totul și cu totul aparte, impusă de modificarea legii alegerilor locale. Politicienii au fost obligați să-și adapteze mijloacele de campanie noilor prevederi legislative, nerenunțând însă la vechile metehne de a face campanie cu atac la adversari și nu pe proiecte concrete. Poate că au fost avantajați cei care se aflau în funcții. Datorită modificărilor făcute, n-au mai fost bannere, n-au mai fost o campanie atât de agresivă din punct de vedere al imaginii. Din păcate, din ce am observat, au rămas vechi metehne în zona de media, de new media, în zona de campanie door-to-door, în felul în care s-a comunicat, dar sunt convins că vom vorbi despre lucrurile astea. A fost o campanie atipică până la un punct și cu toate astea foarte asemănătoare cu alte campanii care au fost în trecut. Despre virulența în limbajul unor candidați a vorbit și politologul Bogdan Sava, care apreciază că a fost folosit anonimatul în mediul online tocmai pentru a putea arunca în spațiul public informații adesea nerealiste. Nu s-a mai permis candidaților, să spunem, cu mai puține șanse, cotați cu mai puține șanse, cei care nu erau în funcție, să-și facă publicitate politică prin alte mijloace. Agresivă. Nu. Publicitate politică prin mijloacele pe care le aveau la dispoziție în anii precedenți. Adică n-au mai putut împânzi localitățile cu afișe, să facă întâlniri electorale în orice loc și dat fiind că n-au avut aceste mijloace la dispoziție, au avut și, să spunem, o tendință, cum sublinia colegul nostru, de a fi mai virulenți în mediile, să spunem, nesupuse aprobării biroului electoral central, CNA-ului, să spunem. Da. În condițiile în care presa scrisă și televiziunile au ținut cont de legislație și nu au permis atacuri la persoană fără probe în documente, Facebook-ul a rămas spațiul virtual în care din spatele unor conturi false au putut fi aruncate în lupta electorală neadevăruri. Informațiile false nu sunt supuse niciunei reguli. Este foarte trist pentru că eu, de exemplu, mi-asum ceea ce scriu cu nume și prenume. Bogdan, la fel, sunt convins că face lucrul ăsta. Din păcate, sunt o serie de conturi false, pentru că pe Facebook îți permite încă, cel puțin, să-ți faci un cont fals, de unde poți să anunci cu noroi. Este foarte greu să depistezi acea persoană, spre imposibil din ce am înțeles. Și din spatele acelei măști poți să faci absolut ce vrei tu, ceea ce este ușor trist. În ciuda acestor mijloace de a face campanie electorală, s-a dovedit faptul că electoratul a devenit mult mai matur și nu s-a lăsat influențat de intoxicațiile din mediul online, votând în cunoștință de cauză oameni gospodari care au venit în fața lor cu proiecte și nu doar cu promisiuni.